Am revenit, mergem mai departe să vedem pentru nativii uh, leu ce presupune această schimbare foarte importantă a nodurilor lunare pe o axă cu care nativii leu se înțeleg foarte bine, pentru lei se dinamizează lucrurile din 17 iulie, această Uh, retrogradarea această intrare a nodului nord într-un semn prieten, într-un semn de foc, în primul semn de foc pentru lei înseamnă dinamism, o nouă formă de dinamism, sigur că da. Uh, un dinamism care pe undeva uh, pentru dumneavoastră prinde axa 3-9, o axa călătorilor, axa contractelor, a relaționării. Vom vedea foarte mulți lei care în perioada următoare, prin intermediul relaționării, descoperă noi valențe ale, probabil, profesiei, vieții socioprofesionale. Se deschid noi uși, noi portițe spre noi domenii de activitate. Este o șansă foarte mare pentru, pentru nativii leu în această perioadă de 2 ani să dezvolte planul relațional într-un mod karmic. Veți observa că apar persoane cu care simțiți o apropiere sau o forță deosebită și simțiți să relaționați în viitor, simțiți, să, simțiți că este ceva care pe undeva are o componentă predestinată, trebuie să faceți lucruri alături de aceste persoane. Aceste persoane nu apar întâmplător în viața dumneavoastră, aceste persoane apar într-o variantă în care cu siguranță trebuie să colaborați cu ele. Uh, luna nouă pe al treilea decan uh, pe casa a 12 -a pentru noastră atrage atenția și asupra unui aspect emoțional. Trebuie să urmărim, să vedem uh, zilele următoare uh, ce sugestie aveți? Care este zona care uh, vorbește despre ceea ce trebuie noastră să înțelegeți din punct de vedere emoțional? Oricum este o perioadă care vorbește despre planul personal, pentru că spuneam, Saturn și Neptun se găsesc precum un potențiometru în semnul peștilor și acolo trebuie să ne... Uh, uh, Reglăm aceste frecvențe, când îl reglăm pe Saturn după Neptun, când pe Neptun după Saturn, exact cum am spus, spre exemplu, astăzi Neptun este într-o poziție de forță pentru că este conjunct cu Luna și foarte bine aspectat cu Mercur, din semn de apă și cu Pluto de, la, de pe grad anaretic de la finalul Capricornului. Ca atare, pentru dumneavoastră, acum este o perioadă de mare forță în care chiar zilele acestea s-ar putea să înțelegeți. Ce cu adevărat vă face plăcere sufletește, din punct de sufletesc? S-ar putea să accesați un domeniu extrasenzorial foarte puternic. Această conjuncție Luna-Neptun vorbește din casa 8 -a, din casa Scorpionului, despre un potențial foarte mare pe care îl puteți avea în descoperirea unor resurse energetice. S-ar putea să înțelegeți cum vă puteți raporta mult mai corect la univers. Veți uh, vedea că deveniți foarte interesați uh, să vedeți de unde vă puteți extrage forța, o forță care să, pe care să o puneți în slujba acelor activități, acelor acțiuni care vă reprezintă cu adevărat. Această conjuncție lună Neptun întrină cu uh, Mercur uh, vorbește despre șansă mai ales pentru cei care sunt creativ, mai ales pentru cei care au profesii spirituale sau artistice, pentru cei care visează, pentru cei care au un ideal, acei nativ leu care se știu că visează cu ochii deschiși sau care au idealuri sau care au vise și vor să le pună în practică. Sigur vor avea un moment de inspirație zilele acestea, un moment de inspirație care vine pe filieră divină Nu este vorba despre ambiție, este vorba despre pură inspirație Oricum astăzi este o zi de mare forță pe plan inspirațional pentru că această conjuncție lună-Neptun întrină cu Mercur și sextil cu Pluto vorbește despre autenticitatea puterii pe care o are orice gând care pornește de la noi într-o zonă în care ne dorim ceva, visăm la ceva, nu neapărat lucruri care sunt foarte concrete, foarte materiale, și vom primi un feedback din Univers asupra modului în care putem să punem în practică acel uh, lucru. Deci, toți cei care vă știți visători idealiști, este un moment foarte puternic zilele acestea să vă vedeți cum se spune visul cu uh, ochii. Sigur, pentru nativii Leu, un alt aspect, aș spune că este și mai puternic în această perioadă, o conjuncție Venus-Marte și Venus care se pregătește să intre în retrogradare pe ultimele grade în semnul dumneavoastră. Deci, foarte mulți nativi Leu, mai ales acei nativi Leu care au și pe Venus în semn și mai ales cei care îl aveți și pe ultimele grade, vor avea marcaje karmice relevante legate de planul personal. Este ceva de analizat, este un angajament pe care s-ar putea să vi luați în plan personal. Uh, trebuie să înțelegeți mesajele cu care Universul vine către dumneavoastră uh, în raport cu partenerul de viață sau cu persoane cu care există o relație foarte strânsă. Mergem mai departe. Pentru nativii fecioară, Marte, evenimentul astral al perioadei următoare este faptul că Marte se pregătește să intre în semnul dumneavoastră. Marte nu este atât de confortabil în semnul fecioarei și totuși are o putere foarte mare. Mai mult decât atât, acest Marte vă face foarte atenți la tot ce ține de detalii. Fecioarele care au de reglat tot felul de acte, contracte, de făcut tot felul de desemnat sau de pus în practică tot felul de lucruri, vor fi foarte solicitate în perioada următoare. Acest Marte în semnul dumneavoastră vă va ajuta pe undeva să vă ordonați actele, contractele, dar pe de altă parte este și un pic obositor. Mercur intră și el pe în casa 12 o solicitare din toate punctele de vedere de tipic mercurian. Deci vom vedea mulți nativi fecioară care sunt zilii să vorbească mai mult decât își doresc, să semneze mai multe acte decât își doresc, să alerge mai mult decât își doresc pentru rezolvarea unor acte, contracte și așa mai departe. Și mai puternic este acest aspect pentru acei nativi fecioară care lucrează în domenii de acest gen sau care au de-a face cu foarte multe uh, hârtii. Mercur se pregătește, spuneam, să intre și el pe casa a 12 deci devine un pic obositor analiticul. Este ceva care vă solicită, în plus, din punct de vedere mercurian, din punct de vedere mental. În schimb, astăzi vă puteți bucura, puteți savura această superbă conjuncție Luna-Neptun care se găsește în semn opus, în semnul peștilor. S-ar putea să vă simțiți foarte bine în prezența unor oameni la care țineți cu adevărat, să aveți o surpriză foarte plăcută din partea destinului, s-ar putea să vă bucurați de o vacanță foarte plăcută sau de revederea unor persoane la care țineți cu adevărat. Sunt câteva zile care au și o componentă sufletească, spuneam, deosebită, pentru acele fecioare care lucrează în domenii în care inspirația este importantă, este un moment de mare calibru, pentru că veți fi atât de inspirați încât s-ar putea să surprindeți foarte plăcut pe cei din jur. Um, și soarele este foarte puternic, un moment de mare vitalitate, el se găsește în exil din punct de vedere al casei pe care se află pentru dumneavoastră, se găsește pe casa vărsătorului, acolo unde el este în exil. Deci o devitalizare dată de faptul că sunteți un pic mai mult solicitați decât puteți să duceți, cum se spune. Să observați care sunt acele persoane care vă solicită, care sunt acele persoane care au mai multe așteptări de la dumneavoastră decât ar trebui. Uh, trebuie să împărțiți cu multă grijă energia. Într-adevăr, faceți parte dintre zodiile care au potențial energetic acum, pentru că Jupiter și Uranus sunt foarte bine aspectate în semn prieten. Și totuși, nu putem să nu observăm faptul că nodul nord își schimbă energia, el intră pe o energie specifică dinamicii cardinale, după cum am mai spus, ca atare, trebuie să descoperiți ceva. Trebuie să descoperiți o busolă, trebuie să descoperiți. Ar putea să vedem foarte mulți nativi fecioară care. Își schimbă direcția. Dacă până acum, spre exemplu, dădeați prioritate planului profesional, s-ar putea să dați prioritate planului personal sau invers, în funcție de astrograma personală. Deci, s-ar putea să vă schimbați direcția, să faceți niște reglaje. Pentru că, de fapt, veți descoperi care este acel lucru care vă motivează uh, cu adevărat. Există și o inițiativă care are legătură cu dumneavoastră, dar și cu dumneavoastră în raport cu ceilalți. Spuneam că axa aceasta, Berbec-Balanță, vorbește despre mine în raport cu ceilalți, deci dumneavoastră în raport cu ceilalți, deci atât uh, propria persoană, dar și propria persoană în raport cu ceilalți. Este vorba despre axa 1, 7. Quadratura pe care Pluto o face cu nodul nord uh, este foarte importantă. Uh, ea are legătură cu planul personal, este vorba despre o reanalizare a planului personal și a modului în care dumneavoastră vă raportați la persoanele la care țineți. Este un lucru de analizat zilele următoare. Revenim după publicitate cu nativi Balanță Am revenit pentru nativii balanță. Această intrare a nodurilor lunare chiar pe axa care are în componență semnul dumneavoastră reprezintă cu adevărat o provocare. Practic, veți reveni la adevărul, la ceea ce sunteți. Este foarte important să înțelegeți că trebuie să vă raportați din nou foarte autentic la propria persoană. Veți simți o putere mult mai mare de a face lucrurile. Sigur că da, nodul sud în semnul dumneavoastră din 17 iulie vorbește și despre o exprimare a feminității, mai ales pentru nativi balanță de sex feminin. Este o perioadă foarte importantă pentru această exprimare a feminității și vom asista și la o reluare a feminității de altă dată, sau spre exemplu, o femeie nativ balanță care în alte vieți a avut un anumit uh, mod de a și exprima feminitatea în această perioadă va simți nevoia într-un mod inexplicabil de a reveni la acea modalitate de a se manifesta ca uh, femeie. Uh, această schimbare a axei nodurilor lunare pe o axă atât de puternică precum axa Berbec, balanță balanță vorbește și despre negociere. Ca atare, nativi balanță vor avea tot felul de situații în care uh, vor fi foarte provocați, veți fi foarte provocați, în a face negocieri nu atât de simple, nu atât de uh, ușor de dus. Veți vedea foarte clar relațiile în care sunteți implicați, un lucru foarte important, veți obține acea uh, claritate pe care poate nu ați avut-o până acum. Spre exemplu, un nativ Balanță care a, a avut un anumit soi de colaborare cu uh, persoanele la locul de muncă, dar nu vă era foarte clar fiecare ce hram poartă cum să vă raportați la ei, acum de, va deveni foarte clar care este uh, optimul. Care este idealul în care veți putea relaționa cu aceste uh, persoane? Acolo unde veți simți o presiune destul de mare, acolo unde veți simți că lucrurile nu merg așa cum trebuie, acolo unde veți simți că depuneți un efort mult prea mare pentru modul în care oamenii vă răspund, este clar că trebuie să vă retrageți. Dar, vor fi și uh, situații în care trebuie să fiți mai compasionali, vor fi și situații în care trebuie să vă puneți în slujba celorlalți. Să nu uităm de Saturn-Neptun în semnul peștilor, Saturn-Neptun în semnul peștilor. Vorbesc despre acea calibrare a frecvențelor, despre faptul că se face dreptate pentru toate zodiile, pentru toată lumea, din punct de vedere divin. Vorbim despre faptul că vor fi sesizate nereguli după cum vedem ce se întâmplă în jur. Uh, sunt sesizate nereguli, sunt sesizate, uh, ies la uh, suprafață tot felul de lucruri care au fost în neregulă până acum. Pentru Nativi Balanță este o perioadă în care nu va mai exista relație, nu va mai exista persoană cu care să interacționați sau persoană care să însemne ceva pentru dumneavoastră și față de care să nu vă repoziționați, oricât de mult ați crede că o anumită relație este perfectă, poate o relație de prietenie sau o relație de iubire sau o relație de amiciție sau de colegialitate, tot mai este ceva de upgradat, tot mai este ceva la care va trebui să lucrați, pentru că Sigur că da, această poziționare a nodurilor lunare pe axa Berbec-Balanță este o poziționare foarte puternică. Va trebui să vedeți cum vă puteți poziționa și mai corect în relații. Mare atenție și la relațiile în care a existat conflict, mare atenție și la relațiile în care nu au fost lucrurile chiar ca la carte. Jupiter vă surâde oarecum din semn Venusian, în sensul că sunteți favorizați și de persoane care vă poartă noroc, persoane care apar uh, în viața dumneavoastră strict pentru, vă a, uh, pentru a vă ajuta. Dar. Uh, trebuie să vă aliniați cu adevărul în toate relațiile, trebuie să vedeți, chiar să aveți inițiativa, spre exemplu, în anumite domenii și să vedeți poate cu ce persoane noi puteți uh, colabora. S-ar putea să fie cazul să rupeți anumite legături cu anumite uh, colaborări și să intrați în alte uh, colaborări. Trebuie să acceptați calea pe care Universul alege pentru dumneavoastră în relații. Să nu uităm faptul că nodul nord intră în semn opus. Da? Deci, nodurile lunare vor intra până în 2025 pe axa 1.7, pe axa relațiilor. Sunteți dumneavoastră în raport cu uh, cei din jur. Trebuie să luați uh, decizii foarte coordonate, să vă gândiți cum puteți să atingeți un um, potențial optim în relaționarea cu ceilalți. Nu mai este vorba despre relaționare doar de dragul relaționării, este vorba despre relaționări constructive, adică trebuie să vă gândiți. Cum aș putea să fac astfel încât să obțin un maxim sau un optim dintr-o relaționare? Jupiter vă va proteja foarte puternic de pe casa a opta. Trebuie să extrageți această energie jupiteriană și să vă concentrați să vedeți cum puteți să o dezvoltați. Pentru că Jupiter acum tranzitează casa banilor pentru dumneavoastră. Și trebuie să aveți perspectivă, să ar putea să întâlniți persoane care vă inspiră, pur și simplu persoane care ale merge bine sau persoane care au potențial financiar și pur și simplu sunt o sursă de inspirație pentru dumneavoastră. Mergem mai departe să vedem acum pentru nativii uh, Scorpion. Nativii Scorpion uh, au un potențial financiar de mare forță în perioada imediat uh, următoare. Deciziile sunt uh, foarte puternice. Uh, nativii Scorpion uh, Beneficiază cu adevărat de această reglare, de acest potențiometru despre care vorbeam cu Saturn și cu Neptun în semnul peștilor. Practic, dumneavoastră trebuie să înțelegeți care sunt acele modalități prin care puteți să vă recâștigați acea strălucire. Noi modalități de a investi, noi modalități de a economisi, noi modalități de a câștiga. Vă puteți reconecta cu oameni care vă sunt foarte loiali. Vom vedea Nativ Scorpion care intră în, din nou în colaborare cu persoane care nu i-au dezamăgit niciodată. Cu toții, din păcate, ne confruntăm și cu o mică criză din punct de vedere psihologic, pentru că sunt aspecte de așa natură pe cer, încât ne perturbă foarte multe lucruri. Dar, dacă ar fi să dăm o definiție a perioadei, aș putea spune că ne aflăm în mijlocul schimbării. Este o perioadă în care totul se recalibrează. Totul se dă peste cap pentru a reveni la normal, la un normal uh, autentic. Uh, acum este momentul uh, pentru anumite schimbări destul de profunde. Uh, nu trebuie să vă lăsați intimidați de conflictele care vor uh, urma. Vorbim despre conflicte pe uh, tipar uh, uh, uranian. Uh, acum avem un uranu, spuneam, în cuadratură cu Marte. Pentru nativii Scorpion, această coadratură este destul de pregnantă. Știm că Marte este co-guvernator pentru dumneavoastră, deci s-ar putea să apară un anumit tip de conflict care vă dă puțin peste cap. Uh, un conflict mai degrabă socioprofesional. Uh, o să regândiți anumite colaborări, anumite parteneriate. Uh, nodul Nord migrează de pe Casa a Șaptea el intră într-o zonă în care cu siguranță vă veți descoperi noi veleități de a vă pune în slujba altora. Tot pentru nativi Scorpion, această reorientare este deosebit de puternică. Guvernatorul dumneavoastră se află într-o poziție foarte puternică. Pluto, ca guvernator de Scorpion, acum se găsește pe cuspida între Capricorn și vărsător, pe un grad anaretic. El face și o opoziție foarte puternică cu Mercur. Mare atenție, scorpionilor: să nu existe conflicte verbale, să nu existe discuții, să nu existe niciun fel de ceartă în această perioadă, se Schimbă dinamica într-un fel, apar noi modalități de a face lucrurile pentru toată lumea, spuneam acum vorbim despre o axă cardinală, despre o direcție cardinală, un moment în care uh, și dumneavoastră trebuie să vă raportați puțin uh, diferit. La uh, evenimentele prin care treceți. Uh, guvernatorul dumneavoastră se găsește într-o poziție și este și și se găsește și într-o poziție foarte delicată. Asta înseamnă că pot fi aduse dintre cu tot felul de situații pe care trebuie să le tratați mult mai matur și mult mai uh, înțelept. Uh, o imagine foarte puternică pe care noi aducem prin plan Soarele astăzi este într-o poziție de forță, astăzi este o zi puternică prin faptul că luminarile sunt perfect aspectate, și soarele, și luna. Rare sunt acele momente în care ambele luminarii sunt perfect aspectate, acum și soarele este perfect aspectat și luna este perfect aspectată, soarele se găsește în domiciliul lunar, deci într-un fel împrumută din energia lunară. Luna are dubla amprentă neptuniană, asta se găsește în pești și este și conjunctă cu Neptun și într-o trină superbă cu Mercur în semnul racului. Deci, o componentă ușor aluneca, alunecoasă astăzi pentru Nativi Scorpion este o zi foarte favorabilă în care puteți înțelege foarte multe subtilități, puteți înțelege, spre exemplu, de ce o anumită persoană este surată pe dumneavoastră sau de ce o anumită persoană își dorește foarte mult să vină către dumneavoastră. Deci, ies la iveală multe lucruri care ar trebui, zic eu, să vă bucure. Vă puteți pune întrebări? care își vor găsi răspunsul undeva în sufletul dumneavoastră. Este un moment în care comunicați foarte bine, colaborați foarte bine cu profunzimile sufletului, colaborați foarte bine cu universul. Este o zi în care cei care au totuși intuiție pot să găsească niște răspunsuri extraordinar de favorabile. Această quadratură Pluto nodul nord pentru dumneavoastră vorbește despre faptul că se schimbă modul în care colaborați cu ceilalți. Fie schimbați persoanele cu care colaborați, fie schimbați dinamica. Adică s-ar putea să le impuneți dumneavoastră celorlalți modul în care vă doriți să colaborați, apar și mici elemente de dictatură, nu doar la nativi Scorpion, dar mai ales acolo unde este implicată dinamica aceasta plutoniană. Ca atare această coadratură Pluto-nodul Nord s-ar putea să vă pună pe o altă filieră. S-ar putea să vă dea o nouă direcție. Trebuie să analizăm casa astrală care este tranzitată de nodurile lunare și casa astrală care este tranzitată de Pluto. Și acolo va veni provocarea, acolo va veni forța. Este o perioadă în care trebuie să analizăm și planetele retrograde pentru că și ele ne invită să ne reanalizăm și să regândim anumite domenii în care am rămas restanți, Saturn și Neptun în semnul peștilor, nu se joacă cu noi, ele vorbesc despre activarea domeniilor în care suntem restanți, mai ales cei care nu și-au făcut toată ordonarea sufletească, adică cei care au probleme încă sufletești, sunt invitați să își facă ordine în acele domenii. Mergem mai departe. Pentru nativii săgetător,